Vă salut, dragii mei! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Sunt Veronica Sandu, pentru cei care nu mă cunosc, și vă invit să astăzi, pentru o aplicare a unei măști de înălbire, cei care mă urmăresc și sunt la curent că acum este perioada peelingurilor, tratamentelor cu peeling, care cere o pregătire. O să vă atașez link-uri la filmulețele care au fost publicate, cum să îngrijim tenul și cum să ne pregătim pentru peeling, printre care v-am menționat că în afară de vitamina C și crema exfoliantă pe seară, de 2 ori sau de 3 ori în săptămână puteți să faceți măști de înălbire. Vreau să salut echipa de la Team Beauté majusculi, care m-a motivat pe Instagram, ne-a motivat pe toate doamnele după 50 de ani, care au un cont pe Instagram, cont pe Facebook sau YouTube, să publice o poză din perioada cea mai frumoasă a vieții. Și dacă vreți să vedeți cum eu arătam la 23 de ani, când am terminat facultatea de medicină, și socot că atunci a fost cea mai frumoasă perioadă, când m-am căsătorit și am plecat cu soțul în Rusia, și de acolo vine această mască de înălbire, intrați pe contul meu de Instagram și urmăriți. Abonați-vă și la Nicole Tonel, care ne-a motivat și a creat echipa de femei majusculi, de Team Beauté majusculi, ca să urmăriți și să vezi cum noi ne motivăm, cum ne susținem una pe alta. Este frumos, este plăcut, și să vedem ce măsculiță voi prepara eu astăzi pentru un tratament. Să vedem ce măsculiță am pregătit eu azi pentru voi. Eu la fel mă pregătesc pentru peeling și mi-am făcut chiar una dintre cele 4 măști care eu le-am, una dintre măștile de înălbire care le-ați mai vizionat, pe bază de cartof, dar astăzi vom aplica pe bază de făină de cartof. Și am aici, mi-am luat așa, ce voi aplica aici, eu am eu în ce măsculiță, am aici făină de cartof. Voi adăuga la o lingură de masă, o lingură de masă de miere bio. Acum și o să, așa, da, să vedem așa, să întorc. Ce am eu aici? Iată, aici am făină de cartof, am miere bio, la o lingură de masă de cartof miere bio, o linguriță, jumătate de linguriță de sare de mare, și fiindcă tenul meu este uscat, voi adăuga și smântână adăugați sau frișcă. Iată, și adaug la mierea, la făină, dați o amestec să vedeți, amestec bine mierea cu făina de mierea, hidratează tenul, ne hidratează, hrănește tenul, făina de cartof înălbește, are un efect de lifting, efect de botox chiar, de fermitate. Și vom adăuga și un strop de sare, strop de sare, sare de mare care conține iod, și împreună cu făina de cartof au un efect de exfoliere și de menținerea mediului pH. Am adăugat sare și vedeți ce frumos se primește aici o pastă, dați să întorc așa ea, o pastă frumoasă și plăcută. Amestec bine, bine, bine. Dacă tenul este gras sau combinat, nu-i mai decât să adăugați frișcă sau smântână. Eu o să adaug o linguriță mică de smântână. Așa. Și iată, amestec aici bine, bine, bine. Se amestecă bine. Oi, are un miros așa de plăcut. Miroase a miere, miroase a iod
Și pe tenul, mi-am pregătit tenul, l-am demachiat, l-am curățit și iată caut unde mi-i se mi-anin aici o oglindă, mi-anin. Și după cum știți, tot timpul vă recomand că masca să fie aplicată și în zona decolteului, deoarece petele de pigmentare, exfoliere care ne-o dorim, peelingurile care ne le dorim, se încep de la decolteu. Toate procedurile care noi le pregătim pentru peeling, pentru tratamentul de peeling la cabinet, pot fi folosite ca proceduri de înălbire a tenului. Și decideți, voi decideți, mai știți, poate efectul de la ceea ce vă recomand eu, de la vitamina C, de la retinol, ați reuși să aveți și un efect antipigmentar și nu veți avea nevoie, mă uit în oglindă, nu veți avea nevoie de peeling. Se aplică ușor, se aplică plăcut și vreau să vă menționez faptul că puteți să aplicați în câteva straturi. Ați aplicat un strat, căci el se încheagă bine. Se încheagă, aplicați a doilea strat. Vai, trebuie să-mi aplic un... să-mi prind părul mai bine. Iată, vedeți cum se aplică. Nu este foarte consistent, dar se aplică. Puteți să aplicați cu periuța, puteți să aplicați și cu lingurița. Iată, eu am schimbat, fiindcă chiar este lichid, este un pic ușor lichid. Și aplicați cum vă este comod. Această mască se aplică pe 20-30 de minute, apoi se spală cu apă călduță. Folosi această mască, dacă vreți să o folosiți ca anti-taș, antipigmentară, 10-12 proceduri, de 2-3 ori în săptămână. Iar ca pregătirea pentru tratamentul de peeling, o dată de 2 ori pe săptămână, combinând-o cu alte măști. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. La revedere! Aștept comentariile voastre să-mi scrieți dacă ați început pregătirea pentru peeling. La revedere! Cu drag de voi, Veronica Sandul!